Bună ziua și bine ați venit la Expert în Afaceri. Discutăm despre măsuri fiscale, măsuri legislative, măsuri care sunt în curs de implementare pentru ca România să poată încasa mai mulți bani la buget. O problemă este legată de TVA. România are în continuare un deficit mare la încasarea de TVA, cel mai mare din Uniunea Europeană, și din acest motiv sigur că se încearcă sau se va reuși, să sperăm, luarea unor măsuri în această privință, în acest domeniu. Pentru a discuta pe această temă, am invitat-o la emisiunea noastră pe doamna Georgiana Iancu, partener asistență fiscală și juridică EY România, coordonator al Departamentului de Taxe Indirecte. Bună ziua, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. Așadar, doamna Iancu, ce putem face sau ce poate face România pentru a mai reduce din această diferență pe care, acest deficit pe care îl are la încasarea de TVA? Sunt, bineînțeles, mai multe măsuri care pot fi avute în vedere pentru diminuarea acestui decalaj. Decalajul de TVA și faptul că el reprezintă cam o treime din veniturile estimate a se colecta și necolectate efectiv din TVA la bugetul României pentru mulți ani consecutivi, România fiind fruntașă, așa cum ați spus, nu e un lucru nou. Și atunci, bineînțeles că autoritățile fiscale din România au pe agenda de implementare mai multe măsuri discutate deja de câțiva ani, cu unele suntem mai avansați dacă ne uităm la calendarul de implementare, cu altele suntem încă la nivel de discuție sau la nivel de plan. Aș putea începe cu o primă măsură care este aceea privind facturarea electronică obligatorie. Chiar am văzut și recent un anunțuri ale Ministerului de Finanțe vis-a-vis de inițiativa de a implementa acest program și în România, după modelul italian, ca să zic așa. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în alte state membre, se pare că Italia este pionier în facturare electronică obligatorie. Ce constă acest model italian și dacă vreți să ne spuneți care sunt punctele forte și punctele slabe ale acestui model? Ok. Modelul italian constă în faptul că guvernul Italiei a pus la dispoziția contribuabililor o platformă către care agenții economici care livrează bunuri, prestează servicii, comunică detaliile privind operațiunile economice derulate în scopul facturării. Platforma validează aceste detalii, generează în mod automat factură care este ulterior pusă atât la dispoziția agentului economic furnizor, cât și la dispoziția clienților. Platforma, bineînțeles, are diverse particularități și funcționalități, inclusiv aceea de arhivare electronică a facturilor. Lucrurile par simple, așa când spunem că guvernul ne ajută să emitem și să primim facturile. Obiectivul Italiei a fost, bineînțeles, ca și în cazul nostru, acela de a diminua această zonă de economie informală și nefiscalizată. În ce măsură au reușit să facă asta rămâne de văzut, pentru că go live-ul a fost 1 ianuarie 2019, deci este, dacă vreți, o măsură relativ recentă, dar aș zice că principalul avantaj conferit autorității fiscale, administrației din implementarea aceste infrastructuri este aceea că are acces în timp real la tranzacții economice. Dar nu doar că are acces la tranzacții economice, cât faptul că are acces la toate detaliile unei tranzacții economice. De acord, dar eu când aud de platformă electronică digitală, mă gândesc cât timp ne va lua în România pentru a construi o astfel de platformă. O să discutăm imediat, vorbim de câțiva ani despre conectarea caselor de marcat fiscale la serverele ANAF și încă nu s-a reușit. O să discutăm repede și acest subiect și atunci întrebarea e,
E o țintă realistă? Se poate realiza într-o perioadă relativ scurtă de timp? Ce credeți? Dacă ne uităm la optimismul Ministerului de Finanțe, ca să zic așa, pentru că măsura a fost anunțată și cumva la începutul anului, dacă ne gândim la anunțurile din aprilie sau la început de pandemie, optimismul era acela că chiar în octombrie putem vorbi de o implementare a unui pilot în această direcție. Nu am văzut încă nimic în acest sens. Anunțurile recente dădeau așa un deadline de implementare 2021, final 2022. Acum, dacă e să ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat concret în Italia, acolo le-au trebuit mai mulți ani. Acel go live de 1 ianuarie 2019 de care vă spuneam n-a fost construit de la zero, ci exista deja această platformă pusă la dispoziția contribuabililor, care era obligatorie pentru tranzacțiile în relația cu autorități publice și opțională pentru alți contribuabili. Chiar și acolo însă, așa cum spuneați, vorbim de tehnologie, de platforme și lucrurile, oricât de frumoase ar părea, nu sunt atât de simple. Sunt tot felul de obstacole care apar în implementare și chiar și în Italia au existat multiple provocări de ordin tehnic, atât pentru guvern, cât și pentru contribuabili. Pentru că, bineînțeles, platforma mai prezenta deficiențe și atunci... Da. Doar o întrebare pe această temă v-aș mai ruga. Spuneați că administrația are un avantaj, că poate vedea ce se întâmplă în timp real în economie, în materie de TVA, de acord? Companiile au și ele vreun avantaj, mediul de afaceri sau nu neapărat? Aș mai adăuga un avantaj la nivelul autorităților pe care l-aș cupla cu cel la nivelul contribuabililor. Unul dintre obiectivele declarate de Italia pentru a implementa această facturare electronică a fost aceea că permite depistarea tranzacțiilor frauduloase în 3 luni față de 18 luni cât le lua în mod tradițional. Acum, asta poate să se traducă într-un avantaj și pentru acei contribuabili de bună credință care, fără voia lor, ar putea să fie trași într-un circuit de fraudă de tip carusel, pentru că administrația, având acces la toate datele privind tranzacțiile din economie, ar putea să depisteze acest lucru mult mai rapid. Deci un mediu mai corect de business care avantajează până la urmă companiile care lucrează în mod corect. La fel, dacă ne uităm la avantaje, acestea cu siguranță apar în special la nivelul companiilor mari, multinaționale sau acelora care au procese foarte bine standardizate, care au un volum mare de tranzacții, pentru că facturarea electronică implică în mod automat și o facilitate de gestionare a încasărilor, a plăților, de raportarea operațiunilor și așa mai departe. Nu în ultimul rând, un alt avantaj care nu este un avantaj imediat și durează să ajungem la un astfel de rezultat, este acela că în timp ce autoritatea fiscală câștigă acces sau are acces la toate tranzacțiile unei societăți, există posibilitatea generării automate a declarației de TVA, de contului de TVA. Asta înseamnă costuri mai mici de conformare și pentru contribuabili și eficiență de timp. Dar bineînțeles că asta durează și nici de cum nu se poate întâmpla peste noapte. Bun, deci ne-ați convins, așteptăm acest proiect interesant. Sperăm ca autoritățile române să reușească să-l implementeze cât mai repede. Vă propun să mergem mai departe pentru că se leagă de ceea ce spuneați, măcar în ideea de modernizare a relației dintre fisc și contribuabil, și anume conectarea administrației fiscale la aparatele de marcat, la casele de marcat ale companiilor, ale profesioniștilor. Cum mai stăm din acest punct de vedere? Ce se mai întâmplă?
Din acest punct de vedere, 30 septembrie era termenul prevăzut pentru go live, da, pentru trecerea din sistemul offline în comunicarea în timp real dintre casele de marcat cu jurnal electronic și sistemul ANAF. Acest termen a fost depășit, bineînțeles. Pe de o parte, măsura a fost bine primită sau binevenită la nivelul mediului de afaceri, pentru că, așa cum vorbeam la început, e vorba despre niște demersuri tehnice și niște dezvoltări de soft, niște exerciții de testare pe care mediul de afaceri și, în speță, marii contribuabili, ne gândim aici în special la marile rețele comerciale, trebuie să le facă pentru a asigura raportarea unor date corecte. Ori când ai câteva zeci de magazine cu câteva zeci, poate undeva la 10, 10 plus case de marcat în fiecare magazin pe teritoriul unei țări, e greu să te conformezi și să raportezi într-un termen atât de scurt. Și atunci, din perspectiva mediului de afaceri, suspendarea avută în vedere de către autoritățile fiscale cu privire la sancțiuni pentru neconectarea în timp util este o măsură apreciată. Pe de altă parte, aceste 3 luni de răgaz ar fi bine să fie utilizate în gândirea sau dezvoltarea unei strategii care să permită o interpretare corectă a datelor, a multitudinii de date care vor fi primite de către autoritatea fiscală. Da? Deci, practic, ar fi extraordinar ca autoritățile fiscale chiar să dezvolte, dacă nu au dezvoltat deja, niște mecanisme prin care să poată interpreta aceste date, raportat la număr de tranzacții, valoare tranzacții, ce se întâmplă într-un anumit sector de activitate, care sunt cotele de TVA aplicate. Și să poată să detecteze eventuale neconcordanțe sau anomalii care să indice un potențial de evaziune sau economie informală. Este important și am văzut din declarațiile oficiale că există această preocupare, cea despre care vorbiți dumneavoastră, adică o analiză a datelor. Dacă nu are loc această analiză a informațiilor primite, practic tot acest efort este făcut degeaba, e făcut în van, nu? Pentru că asta e logica, să avem o analiză care apoi să ne arate, cum spuneați, zonele, eventualele zone de evaziune. Exact, exact. Vă propun să mergem mai departe cu următoarea temă, care este legată de tot ceea ce discutăm astăzi, și anume o creștere a colectării veniturilor bugetare, sigur, într-un acord cu contribuabilii, și anume e vorba despre o altă idee care a fost enunțată la începutul acestui an, introducerea unui așa numit standard de raportare SAFTI, un fișier electronic standard prin care se raportează, înțelegem, datele fiscale. Din câte știm, Polonia a inițiat o astfel de soluție, a avut succes acolo. Din nou întrebăm în ce stadiu este România din acest punct de vedere. România, într-adevăr, acesta era planul, ca undeva din anul 2020, cel puțin mari contribuabili să se conformeze și să depună acest fișier standard de audit. Cred că 2020 sau cu siguranță începutul lui 2020 nu este un termen care poate fi implementat. Aș preciza însă poate care sunt din nou avantajele și dezavantajele sau complexitățile asociate acestui sistem SAFTI, despre care cu toții discutăm ca fiind o măsură bună. Din nou, el asigură transparență în timp real la nivelul administrației fiscale cu privire la tranzacțiile economice derulate de către contribuabili, și asta este din nou în linie cu tendința globală de eliminare a fraudei de TVA, deci nu e o problemă doar la nivelul Uniunii Europene, ci la nivel mondial.
Transparența aceasta implică beneficii clare nu doar pentru autoritatea fiscală, cât și pentru mediul de afaceri. Pentru autoritatea fiscală, așa cum am spus, este un tool, un instrument care poate să ajute la detectarea în timp util a unor zone de fraudă, de evaziune și la contracararea acestora. Pentru contribuabili, asta implică automatizare, iar automatizarea în timp poate să implice, să rezulte de fapt în costuri mai reduse de conformare, poate o nevoie mai mică în timp de personal specializat în această zonă a taxelor, care să gestioneze declarațiile fiscale lună de lună sau trimestru de trimestru, și poate să servească chiar ca un instrument de audit intern prin care să se detecteze anumite anomalii sau deficiențe. Bun, ați trecut în revistă toate aceste lucruri. Suntem la finalul rubricii noastre. Eu v-aș cita dintr-un material apărut recent în mass media, semnat chiar de dumneavoastră. Spuneți că e nevoie de timp și de strategie pentru o astfel de reformă și de o colaborare strânsă între autorități și mediul de afaceri. V-aș ruga o scurtă concluzie vis-a-vis de aceste teme. Da, aș spune că în primul rând e nevoie de o colaborare strânsă între mediul de afaceri și autorități, pentru că o astfel de inițiativă implică un efort comun. Autoritățile fiscale au niște obiective, dar pentru a atinge în mod optim aceste obiective ar trebui să înțeleagă care sunt constrângerile mediului de afaceri și să ofere pârghile astfel încât mediul de afaceri să se poată conforma într-un mod cât mai eficient pentru toate părțile și cu costuri minime. Cred că este cea mai bună concluzie a discuției noastre de astăzi. A fost alături de noi invitată la Expert în Afaceri, Georgiana Iancu, partener asistență fiscală și juridică EY România și coordonator al Departamentului de Taxe Indirecte. Eu sunt Constantin Rudițchi, vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI, să ne auzim cu bine, să ne auzim sănătoși!